Din aveți așa echipament? M-am pregătit mai de mult, așa, întâmplător l-am luat. Întâmplător, în viață tot e, știți, cum incomod să ai. Că nu amesti, cum zice, запасы не мешают. Мало что случается в жизни, понимаете как? Și foarte bine, incomod, dar ce să facem? Dacă trebuie să respectăm toate legile. Pentru cineva este lege, dar pentru cineva nu. Și ar trebui toți așa să îmbli. Toți, mai bine și toți așa să îmbli. Dar lumea le pare că la noi e glumă, dar la noi nu e glumă. La noi e chestia destul de serioasă. Că boala asta nu e garanție cum omul iese. Doar așa ieșiți din casă? Nu mă așa ies. Echipat și asta încă e puțin. Încă trebuie să iau și aceea. Este așa un fel de apărare din plastic, care apără încă și mai bine. Așa e de mai la 150% apărare, da. Sperăm că o să scăpăm. Dacă o să ducem toți legea care e prispusă, noi trebuie să avem toți lege, să stăm în casă, să ieșim numai cu chestii. Dar nu așa, încolo încoace. Eu aș îndemna toți cetățenii, tineretul, toți să stie acasă, că numai dacă am sta acasă toți, numai așa să ieșim din criza asta. Că nu-i garanție, fiecare spune, auzi, că cu mine așa nu se va întâmpla, nu e așa ceva. Nimeni nu este, cum se spune, protejat. Doar toți așa ia, ca 70 de oameni am avut ieri, toți au fost în garanție, cu dânsul nu s-a întâmplat, dar iată, s-a întâmplat așa ceva. Și așa că să fim toți acasă, dar protejarea, să fie toți protejați, cu mască, cu mănuși, să considerăm ceea ce ni s-a spus din partea guvernului și noi trebuie să respectăm.